Volkswagen Polo a fost al 25-lea cel mai vândut autoturism în lume anul trecut, dar și cel mai vândut hatchback de clasă mică, fiind peste Clio și peste Yaris, cei mai apropiați rivali ai săi. Pentru 2021 avem un facelift, care aduce multe schimbări estetice, dar și tehnologice. Hai să vedem ce știe să facă Polo Airline. Polo are un preț în România de 15.600 de euro cu TVA, fără rabla, fără reduceri. Versiunea pe care o avem noi aici, adică un airline bazat pe style cu motorizarea de top deocamdată și cutia automată, este 27.000 de euro cu TVA, fără rabla, fără reduceri. Este ceva ce-i drept. Însă, nu uita că noi suntem Auto Vantage și în schimbul sumei de 49 de lei pe care tu ne-o dai nouă, noi negociem în numele tău și tu primești oferte de la mai mulți dealeri. Pleci acasă cu mașina dorită, dar și cu un card de carburant Fill & Go de la Rompetrol. Este ușor de utilizat, iar în pandemie nici nu mai trebuie să mai intri în Peco să plătești. Ai băgat cardul, ai plecat direct. Dacă mai țineți minte, primul episod de pe acest canal a fost cu un Volkswagen Polo. Ne-am dus cu el până la Monte Carlo, de fapt până la Nisa. Cu acesta nu avem timp să facem acest lucru, dar putem să vă prezentăm diferențele, pentru că sunt destul de multe și începem cu botul mașinii. 1. Farurile. Acum sunt full LED, indiferent de versiune. La Matrix LED, dacă alegi opțiunea Matrix LED IQ Light, primești o bandă de LED ce unește aceste faruri, bine, și este despărțită de noua siglă Volkswagen cu scris ceva mai subțirel. Pe pachetul Airline primești o mască ceva mai agresivă. Există Polo GTI, dar nu există Polo Air. În schimb, există această echipare sportivă Polo Airline. Și culorile au fost schimbate, vopselele, însă cea pe care aș recomanda-o eu este una mov. Îi stă foarte, foarte bine. Splitterul este continuat de niște praguri negre din plastic, ce îi mai oferă așa un pic o imagine sportivă. Jantele sunt și ele, cele opționale pe 17 inci, cele mai mari pe care le găsiți pe Polo. Și pe lateral avem inscripția R. Avem iluminare în oglinzi, dar oglinzile au rămas la fel de mici. Hai să vedem cum se aude o mașină făcută în Germania, nu, în Spania, da, dar nu asta, pentru că asta e făcută în Africa de Sud. Cam așa se aude ușa când o închizi. Se aude la fel ca la Polo-ul vechi și spațiul interior a rămas la fel, deschiderea a rămas la fel. Și pentru că avem o versiune de echipare superioară cu motor puternic, primim discuri pe spate. Nu primim tamburi cum primim la versiunea de bază cu motor aspirat. Sticlă, pentru că pentru 900 de euro poți avea trapă. Iar în spate, un eleron pentru versiunea Airline. Airline care, dacă vă uitați la clipul acesta când îl postăm noi, adică la câteva zile după, pachetul Airline este scos din configurator. El va reveni, însă țineți minte că acum nu-l mai poți comanda din rațiuni, nu știu de ce, dar nu-l mai poți comanda. Principala schimbare în spate sunt stopurile, care au fost alungite. Mai țineți minte că vechiul Polo arăta așa și lumea zicea că seamănă cu Sandero, cu noul Sandero, deși vorba asta, Polo a apărut înainte. Ei bine, acum le-au lungit, au maturizat puțin mașina. Arată ceva mai... un pic, da, cum zice Dan din spatele camerei, seamănă un pic cu Golful. La versiunea Airline avem guri de evacuări false. Măcar la GTI avem guri reale și luneta este destul de mare care și îți oferă o vizibilitate destul de bună. Ce trebuie să știți? Acum, Polo este scris sub siglă, sigla cu scrisul ceva mai subțire și dacă ai opțiunea de cameră de marș arier, ea este ascunsă aici, în spatele unui căpăcel. Polo este la fel de mare pe cum un Golf 3, ceea ce înseamnă că este una dintre cele mai mari modele de clasă mică pe care le poți cumpăra. Asta se traduce printr-un portbagaj
aproape record, 351 de litri. Golful are 380. Polo are pe bagaj enorm pentru această clasă, mai mare decât Dacia Sandero, care oricum îl avea destul de mare. După cum vedeți, dacă este să rabatez bancheta, nu aveți podea plană, doar că această podea falsă se poate ridica, caz în care ai podea plană. Nu avem cârlige, nu avem, ba nu, avem puncte de ancorare, dar nu avem cârlige, avem un spațiu de depozitare aici în stânga, unde poți să pui, spre exemplu, extintorul, și dacă vrei să ajungi la roata de rezervă, poți să ridici podea falsă și ea să se sprijine aici. Mare atenție, roata de rezervă ai doar dacă nu ai sistemul opțional de sonorizare Beats. Dacă ai acel sistem de sonorizare, atunci pierzi roata de rezervă și câștigi un subwoofer. După Fabia, a venit momentul să ne luăm la revedere. Rămas bun, Polo TDI. Ai fost un companion bun. Pentru că acum avem doar motorizări pe benzină. 1.0 aspirat, 1.0 95 de cai putere TSI, motorul pe care noi l-am avut anul trecut și l-am dus la Monte Carlo, și versiunea de top până apare GTI-ul pe piață. El a fost prezentat, dar încă nu e disponibil pe piață. 1.0 TSI, 110 cai putere. Bun, nu avem amortizor la capotă, o mașină de clasă mică, dar avem antifonare. Antifonarea este mereu binevenită. Deci 1.0 TSI l-am mai prezentat în multe clipuri cu modele VAG, 3 pistoane, turbină, injecție directă fără arbore de echilibrare, 110 cai putere la 5500 de rotații pe minut. Avem cuplu care este de 200 Nm. Atenție. 200 Nm pe litru este ceva. Este o valoare destul de bună, între 2000 și 3000. Acest motor de 110 cai putere nu-l poți avea cu transmisie manuală, ceea ce înseamnă că nu poți cumpăra la ora actuală Polo cu manual în 6 trepte, pentru că 95 are 5 trepte și aspirată tot 5 trepte. Deci nu mai există Polo cu manual în 6. Dar ai DSG-ul în 7 cu ambreiaje uscate, care suportă până la 250 Nm cuplu și care îi oferă mașinii, care cântărește 1207 kg la gol, o accelerație de la 0 la 100 în 10,4 secunde. Care, să fim sinceri, nu e așa de rapidă. Iar viteza maximă este limitată electronic la 195 de km pe oră. Consum mediu, mediu ar fi undeva la 7. Dacă mai țineți minte clipul nostru, după 1600 de km până în Monte Carlo, noi am scos consum 6,4 cu acest motor. Dar să vă spun eu avantajul acestui motor. La viteze mari, având treptele lungi, indiferent că vorbim de cutia manuală sau automată, consumul pe autostradă este excelent. Păcat de diesel, că acolo era și mai bun. Fiind construită pe platforma MQB de generație a doua, cea care are trei versiuni diferite de ampatament, A0, A1, A2, ei bine, Polo e construit pe A0, ceea ce înseamnă că nu a primit, nici măcar versiunea GTI, nu a primit suspensie independentă pe spate. Cu toate astea, ea se descurcă destul de bine la testul elanului, a luat testul zburând, efectiv, cu 77 km pe oră, cu rezultate foarte bune. La testele Euro NCAP, Polo este una dintre cele mai sigure mașini de clasă mică, 5 stele și protecție foarte bună. Și garanția, 4 ani, 120.000 de km pentru orice Volkswagen Polo nou cumpărat în România. Hei, și uite că fac interiorul singur de data asta, pentru că am o cameră aici, două camere aici. Hai să facem interiorul. Hai să începem cu materialele. La Polo au pus materiale de calitate în partea superioară a bordului, în standard, acum indiferent de versiune. Și aici sunt tot moi, însă tot ce înseamnă material pe ușă, mai puțin acest material textil, este plastic tare, precum și aici, dar asamblarea este destul de solidă. Ce trebuie să știți? Scaunele sunt specifice modelului Airline și au Alcantara pe aici, au o susținere laterală foarte bună, dar au același șezut lung specific modelelor grupului VAG. Sunt puțin ferme, dar nu sunt inconfortabile și au reglaj manual. La fel ca și volanul, care este preluat de la Golf și are butoane fizice. Pe el nu are acele comenzi tactile. Încă nu s-a ajuns la Polo să aibă comenzi tactile. Spațiile de depozitare, da? Avem buzunare destul de încăpătoare, necapitonate. Wireless charging, dacă alegi această opțiune, cu două prize USB-C. Interesant este că mașina aceasta are pachetul de fumători, deși n-ai voie să fumezi în mașini de presă. Brichetă și scrumieră, două suporturi de pahare, încă un mic suport aici și o cotieră destul de mică, cotieră ce nu
Pa, glisează. Cotieră ce glisează, pot să stau și eu cu minte în mașină. Bun, aici avem una bucată cheie. Mașina are buton de start, n-ar avea nevoie de această cheie, însă, din rațiuni de costuri, s-a ales această cheiță. Mânere, nu ai mânere la nicio ușă, nici Ford Fiesta n-are, nici Seat Ibiza n-are, aparent e un trend în clasa mică să nu ai mânere. Comenzile pentru lumini au rămas cu rotiță, avem un nou sistem de climatizare pe bază de touch și de swipe, nu mai avem butoane fizice, buton de start aici și restul comenzilor, inclusiv modurile de rulare, aici pe consolă. Tabloul de bord este complet digital în standard, aici avem unul opțional ceva mai mare și poate fi manevrat de la aceste butoane și dacă apeși pe butonul de view poți selecta mai multe tipuri de a vedea, inclusiv harta navigației pe tot ecranul și pentru prima dată poți avea harta pe Polo, poți avea harta atât pe ecranul digital cât și pe ecranul tabloului de bord. Sistemul de infotainment 6 inch, 8 inch sau variante de top 9,2 inch, costă 1100 de euro, dacă vrei și navigație costă 1800 de euro, are Apple CarPlay, Android Auto, dacă te duci la home ai și widget-uri, da, aparent e un singur meniu, ba nu, sunt două, aici doar a avut un pic de lag, cu toate widget-urile pe care le poți customiza. Și aici ai comenzile, radio, media, telefon, app connect, adică Apple CarPlay, Android Auto, navigația auto, vehicul, cu toate setările, inclusiv stare sau consum. Digital cockpit, dacă vrei să îți muți tu format ecran 1, format ecran 2, îți poți alege tu ce vrei să îți apară în stânga și în dreapta. E foarte drăguț că poți customiza acest lucru și mie îmi place foarte mult acest lucru. Eu prefer ceasurile clasice și consumul instant în mijloc. Revenim. Sunet, dacă vrei să customizezi setările sunetului, setup, magazin de aplicații și alte asemenea. Pentru 400 de euro în plus primești și sistemul de sonorizare Beats, care se aude destul de bine. Eu l-am auzit pe modelele Seat, dacă nu mă înșel, pe Ibiza și se aude destul de bine. N-am ce să-i reproșez. Cutia de viteză automată nu are auto hold și frâna de mână este clasică. La pachetul Airline mai primești și diferențialul XDS electronic față, evident n-ai cum să-l ai în spate, și pedalier din aluminiu. Mai avem și trapa care costă 865 de euro, pe care nu pot să o deschid că am un GoPro pus acolo, suporturi pentru ochelari, suport pentru ochelari, cauciucat și evident parasolar cu iluminare. În spate și bancheta este profilată și are același material Alcantara, foarte drăguț. În ceea ce privește spațiu, în ceea ce privește ce primești pe locurile din spate, aveți clipul nostru cu Polo de anul trecut și clipul nostru cu Polo GTI. Nu mai intrăm în spate. Și încheiem cu modurile de rulare. Eco, normal, sport și individual. Și dacă alegi adaptare, poți avea așa direcție. Direcția este progresivă, propulsie, adică motor, tempomat adaptiv și climatizare. Și dacă dai resetare, atunci toate trec pe normal. Ce mă amuză la Polo este că atunci când ai motorul pornit și deschizi ușa, scrie atenție, motorul funcționează. Și dacă o treci în parc, motorul se va opri după un timp. Îmi cer scuze că pun parasolarul, dar hai. Bun, suntem pe modul Eco acum. Mașina are un răspuns destul de întârziat, însă hai să vorbim despre modurile de rulare întâi, nu despre vizibilitate. Oglinzile sunt un pic mici, în rest vizibilitatea în față și în spate este foarte bună. Al treilea montant de frână bine definit acolo, foarte subțire. Dacă vreți să vedeți cum amortizează mașina, chiar și cu jante de 17 inci amortizează bine. Toată ținuta este destul de fermă, deci nu vei avea un parcurs moale, dar este fermă și destul de confortabil. Și dacă vreți să... Hai să facem o parcare din 3 mișcări.
să vă arăt cât de ușor este, pentru că direcția chiar este ușoară. Asta este drăguț la Polo. Și am ales acest loc tocmai ca să vă arăt și camera de marșalier. Hop. Pui în drive, ca să treci cutia în sport mai dai o dată. Și dacă vrei să schimbi pe, tot treci pe manual, o treci așa și schimbi din padele, dar o să schimbăm imediat. Deci pe eco mașina ține motorul sub 2000 de rotații pe minut. La mers normal, dacă vrei să îi dai un kickdown, atunci ea va schimba, însă dacă accelerezi progresiv, cutia nu va schimba chiar așa de rapid. Ia să vedem. Kickdown. Și pentru că eram deja într-a doua, nu i-am mai dat treapta întâi pe eco. Ce am observat este că în oraș e foarte ușor de condus Polo. Cu toate că are caracteristica pedală de accelerație dură, rigidă, a modelelor grupului VAG. Hai să trecem pe normal. Și aici se schimbă puțin situația. Avem o accelerație, un răspuns ceva mai bun. Dar cutia tot prioritizează economia de carburant. Îmi place că poți face coasting. Dacă treci pe eco și ai consumul instant, atunci îți va arăta mers în gol. De adevăr, mașina merge acum pe liber. Liniștit. Mașina este destul de bine antifonată. Motorul își face, auziți, cei 3 cilindri, însă nu este deranjant. Are o antifonare destul de bună pentru un model de clasă mică. Abia de la viteze de autostradă încolo, bine, 110-120, încep să mai simți vântul pe lângă tine. Și dacă dai într-o groapă sau treci peste o gură de canal, atunci vei simți mai mult zgomotele suspensiei. Și dacă treci pe sport, cutia trece automat pe sport. Și hai să vedem cum schimbă. Și pe sport, nu ai ce să-i faci. Faci o depășire, depășești o mașină de școală. Treptele sunt destul de lungi, dar motorul are suficient zvâc cât să nu te simți neputincios în fața unei depășiri. Acum suntem într-a patra, îi dăm și schimbă a treia. Niciodată, în ciuda faptului că mașina are treptele destul de lungi, nu-i dă a doua pe kickdown. E o decizie destul de interesantă. Practic se bazează pe cuplul intrinsec al motorului, nu se bazează pe turații ca să facă depășiri și reprize. Deci nu e neapărat un lucru rău. Bun, o trecem pe manual, schimbăm a doua, a treia, a patra și cutia schimbă destul de rapid, fără să te bruscheze. E chiar plăcută, pentru că în ciuda faptului că volanul este destul de gros, îți poți odihni mâinile pe padele, ele sunt foarte apropiate de mâinile tale. A doua. Și chiar te poți mișca foarte ușor mergând din padele. Și să ții tu motorul la turațiile la care te simți tu confortabil să le ții. Și pe viraje, Polo are un comportament de mașină mai mare, un comportament matur. Stai destul de în spate, chiar și eu stau destul de în spate și simți cum botul mașinii virează foarte ok. Nu ai foarte mult feedback în direcție, dar precizia mașinii în sine pe viraje este destul de bună. Poți să o înscrii cam unde ți-ai dori. Și într-adevăr, eu am mers cu un Polo cam 1600 de km pe toate tipurile de drumuri. La viteză mare are o stabilitate demnă de apreciat. Nu-ți oferă senzație de nesiguranță. Din contră, doar diametrul de bracaj, să zicem că putea fi puțin mai bun. A doua. E chiar o plăcere să o conduci din padele. Doar că nu trebuie să schimbi superioare și inferioare imediat, că riști să o debusolezi puțin.
Vedeți, motorul nu se aude foarte tare. Dar totuși auzi ce-i trece. E ok. Nu pot să spun că este foarte alertă. E un fel de mini muscle car leneș așa. Dacă vrei să aibă resurse de putere, are. Dar preferă să meargă în cuplu, nu în turații și nu în putere. Ceea ce îmi face destul de interesant. Bă, ce s-a umplut cureșul de springuri. Și clicul padelelor este bun. Este satisfăcător, mai bun decât la alte modele, chiar mult mai scumpe decât acest Polo. Trebuie doar să te obișnuiești un pic cu ținuta un pic fermă și cu scaunele, cel puțin la echiparea Airline, care sunt nemțești. Adică au un caracter ceva mai ferm. Iată Polo-ul facelift. Trebuie să recunosc că e un pas, nu mare, dar este un pas, mai ales dacă ții versiunile dotate care au acele echipări, echipamente de siguranță tehnologice, faruri, care să facă diferența. Că dacă ții un Polo de bază, diferența atunci o fac doar farurile și tabloul de bord digital. Soluție adoptată de la Audi A1, care are doar tablou de bord digital. Hai să vă aud părerea voastră în comentarii. Polo-ul nou. Vă place? Nu vă place? E scump? E ieftin? Merită 27.000 de euro cu ce l-ați comparat din clasă? Și da, practic tot ce vreți voi, eu aștept să citesc. Mulțumim dressit.ro pentru Hanorac și Sparko Fashion pentru Adidas. Nu uitați că noi suntem autovente, ceea ce înseamnă că tu ne angajezi pe noi să-ți găsim viitoarea ta mașină nouă și primești în schimbul acestui tarif și un card de carburant cadou în valoare de 150 de lei de la Rompetrol. Eu am fost Duci, dar la cameră Nicolas la butoane. Acesta este noul Polo, cel mai vândut hatchback de clasă mică din lume.